încheiat ședința extraordinară a Comitetului Județean de Situații de Urgență, unde am hotărât și aprobat, sau s-a dezbătut și am aprobat planul de măsuri cu privire la suspiciunea de peste porcină la cetățeanul Tulea în zona Zătuni, extravilanul municipiului Galați. Doamna doctor o să vă dea mai multe amănunte despre acest lucru. Vă rog, doamna doctor. Bună ziua! Este vorba de o gospodărie situată în extravilanul municipiului Galați, zona Bădălan-Zătun, calea Prutului 320A, gospodăria cetățeanului Tulea Cătălin, care acum două zile a anunțat medicul veterinar de liberă practică împuternicit de pe zona Galațiului. Acesta s-a deplasat, ne-a anunțat pe noi, am recoltat probe, am trimis la laboratorul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor acreditat pentru pestă porcină africană Bacău, am fost rearondați la Bacău. În urma sosirii buletinului de analiză cu rezultat pozitiv, cu identificarea genomului viral, ne-am întrunit în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Centrul Local de Combatere a Bolilor, unde am analizat și aprobat planul de măsuri. Astfel că procedăm în gospodăria cetățeanului din extravilanul municipiului Galați la uciderea animalelor din specia suină. Cu siguranță vă interesează numărul. Este vorba în curtea cetățeanului la ora prezentă. Sunt 4 adulți și 30 de purcei recent fătați. Urmând să se realizeze, da, odată cu această operațiune de ucidere preventivă și evaluarea animalelor cu acordarea ulterioară a despăgubirilor în termenul legal. Mai sunt gospodării în jur? Nu e singur. E singur în locația aceea de extravilan, destul de greu de ajuns acolo. Da. O gospodărie a cetățeanului, un spațiu cumpărat din, la cine a fost proprietar cândva, el e singur acolo. Asta, deci, localități au rămas la fel, cele șase localități, Focar e al 13-lea. Și câți porci au fost până în momentul de față? Sunt pe categorii, la ora prezentă avem în analiză 73 de dosare, din care v-am spus 37 s-au acordat despăgubirile. Asta se întâmplă la cetățeanul respectiv? Da, imediat după întrevederea cu dumneavoastră, împreună cu echipele Ministerului Apărării Naționale, echipajele de Inspectoratului de Județean de Poliție și Inspectoratul Județean de Jandarmi, după ce termin, dar mă deplasez. Dar de obicei în acțiune. Da, mă deplasez către... Doamna director, la nivelul județului Galați, cât porci a fost eutanasia din roza peste porcine? Din cele șase localități le luăm pe fiecare localitate și vă pot spune totalul. Nu le-am eu le-am pe localități, da? Dacă vreți, ne auzim la un telefon și vă fac totalul. Deci, Suceveni. Suceveni au fost în primele două focare 97, la care s-a adăugat Rogojeniu cu 44, ulterior Vameșu, da, cu 9, apoi Tudor Vladimirescu, primul focar 20, ulterior 74, Galațiu, extravilan, prima dată cei 19 și astăzi adulții plus purceii. Am sărit vreunul? Și mistresul în silvatic, cadavru. De atunci, toate probele recoltate, da? AJVPS-ul nu este aici, dar vă putem spune că au derulat vânători, au trimis porci la analiză, de la momentul în care a fost diagnosticat pozitiv până la data la care vorbim, toate probele transmise la laborator
au primit rezultat negativ, adică nu s-a diagnosticat pesta porcină africană la vreun alt porc mistres. Nu. A rămas? Nu. O să comunic cu colegul de la JVPS și vă pot spune. În fiecare săptămână au avut vânători, dar cred că dumnealor vă pot spune și pe ce fonduri de vânătoare. Gospodăria aceasta se află în zona în care a fost găsit porcul mistres? Nu. Este... Se bifurcă drumurile. O să vedeți, este separate de zona respectivă. Cum se omoară animalul? Cu asomator, cu bolți captivi, da. În locul identificat prin grija primăriei Galați. Adică se îngroapă? Se îngroapă, domnul Vasilache, se îngroapă, da. E metoda alternativă de ecarisare, îngroparea. Prevăzută în manualul operațional de pestă porcină, care a fost realizat în baza deciziei europene 60/2002. Aveți, eu știu, sfaturi către crescători? Întotdeauna, doamna Mândiță, întotdeauna transmitem și nu o să obosim să transmitem, că este foarte important ca fiecare cetățean, acolo în gospodăria dumnealui, să fie primul care respectă regulile de prevenție, da? Să aibă previziunea, să aibă dorința, să aibă grija ca în intrarea, ieșirea din gospodărie să fie cât se poate de igienică, cu schimbare de îmbrăcăminte de lucru, cu atenție la hrana alimentelor, cu hrana animalelor, cu alimentele care le provoacă, să evite a da resturile provenite din gătirea cărnii de porc, a cărei proveniență se poate să o știți sau nu, dacă cumva a primit-o de la altcineva și cum se obișnuiește în gospodăria românească. Exact cum precizați, cu dezinfectoarele individuale la intrarea, ieșirea din gospodăria aceea, adăpostul tipic, da, pentru porci. Întotdeauna să aibă grijă. Cred că e primul care, cetățeanul e primul care trebuie să aibă grijă de gospodărie. Nu în ultimul rând. Și n-am să obosesc să spun, indiferent că este alarmă falsă, mai bine falsă să fie decât să treacă neobservat, zi și noapte, dacă nu știe numărul de telefon al direcției veterinare, prin 112 e redirecționat, că e sâmbătă, că e duminică, că a fost câine și n-a fost porc, ne-am deplasat la fața locului cu echipa de medici veterinari pentru a analiza cazul, a recolta probe și a trimite la laborator. Comisia de evaluare, întrunită din reprezentanții celor patru instituții, face analiza la fața locului și stabilește randamentul porcului, că e peste 100, că e sub 100 de kilograme, că e recent fătat, că este de carne. Deci cei patru membri ai celor patru instituții sunt instituiți și sunt singuri și se respectă decizia lor în analiza evaluării prețului. Nu, gospodarul ia la cunoștință și semnează și agrează sau nu agrează, nu am avut cazuri de respingere și cetățenii au agreat că a fost realitatea stabilită la fața locului. La noi unde? În România? Ce s-a întâmplat? Da. Au fost urmărite programele naționale de supraveghere, prevenire și control. Ca și acum și atunci s-au recoltat probe. Da. S-au făcut prezentări în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, respectiv Centrul Local de Combatere a Bolilor. De fiecare dată când în alte țări apăreau, eram informați în grija autorităților centrale și prezentarea era realizată de fiecare dată, dar probe atât de la mistreți, cât și de la porcii domestici s-au recoltat și în anii anteriori. La nivelul județului Galați toate au fost negative, nu a fost niciun caz pozitiv. Acum vă aduceți aminte, cred că acum 2 ani, de așa puțină zarvă care a fost cu piața, așa zisă, piața rușilor, când la vamă s-au intensificat măsurile de control privind transportul de carne și așa mai departe. Deci,
am știut de atunci, s-au luat niște măsuri, așa cum a hotărât Comitetul Național. Și cum spune legea în România. Da. Mai aveți întrebări? O zi excepțională vă doresc.